Bună, eu sunt Valentina, iar astăzi îmi facem un nou video. Da, sunt Valentina, ați înțeles bine. După cum v-ați dat și voi seama, port o perucă. Îmi place foarte mult această perucă. Cam de dimensiunea asta aveam și eu părul când era mai mititică, dar moda m-a nebunit și evident că m-am tuns pentru că era la modă și evident că acum îmi pare super, super rău și mi-aș dori să îmi crească părul la fel cum îl aveam când eram mai mică. Dar slabe șanse pentru că placă, pentru că feon, pentru că solar, pentru că e cât factori. Cu toate că încerc foarte multe metode pentru a-l determina să crească mai repede, nu se poate. Așa că am apelat la o perucă, este o perucă din păr sintetic și îmi place super mult. Sper să vă obișnuiți cu mine, sunt tot eu, nu mi-a furat nimeni canalul, sunt Valentina, după cum bine știți. Și eu încerc să mă obișnuiesc. Eu eram blondă, 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 blondă. Aceasta este o culoare mai închisă, o culoare mai de toamnă, să zic așa, și sunt în trend. Revenim la oile noastre, astăzi vom face un haul și este al doilea haul de pe acest canal. Acum o lună de zile mi-am dat comandă de niște produse de pe un site numit Rosegal. Și abia acum au sosit. Cunea a fost faptul că abia ieri am fost sunată de către o doamnă de la poștă și mi-a spus că dacă nu merg să ridic un colet, îl va returna. Ceea ce mi s-a părut ciudat pentru că nu am fost sunată și anunțată până ieri, când trebuia să-i facă retur. Chiar așteptam acest colet, a trecut vara și a venit toamna. Produsele din acest haul sunt mai mult de vară, dar nu e vina mea pentru că a ajuns acum coletul, v-am spus, nu știu ce s-a întâmplat. Teoretic ar trebui să vină coletul între 2 sau 3 săptămâni, dar a trecut mai bine de o lună și abia a ajuns, deci nu mai e vară, e toamnă. Dar eu tot o să fac acest haul pentru voi. Au! Au! O să vă las în descriere linkul site-ului unde puteți să mergeți și voi să vă uitați, poate doriți să vă comandați ceva. O să vă mai las de asemenea și niște coduri cu ajutorul cărora puteți să economisiți niște dolari. Rosegal Gentry 1, toate comenzile cu peste 25 de dolari salvați 3 dolari, toate comenzile de peste 40 de dolari salvați 6 dolari, comenzile de peste 60 de dolari salvați 7 dolari, comenzile de peste 70 de dolari salvați 8 dolari, comenzile de peste 80 de dolari salvați 9 dolari, comenzile de peste 100 de dolari 12 dolari, comenzile de peste 150 de dolari salvați 18 dolari și comenzile de peste 20 respectiv 30 de dolari salvați 14 și 36 de dolari. Iar la fiecare produs în parte o să vă las evident linkurile tot în descriere. Haideți să trecem la treabă, să vă arăt ce mi-am achiziționat eu pentru vara trecută, dar o să le port vara viitoare în 2019 pentru că vara aceasta nu am avut noroc. Ghinionul a fost de partea mea. Bun, prima dată o să începem cu această perucă. Nu este foarte scumpă, o să vă las link în descriere unde puteți să mergeți să o vedeți. Mie îmi place foarte mult. Este prima perucă pe care o încerc, nu am mai purtat până acum peruci. Mi se pare destul de interesantă, mă simt un pic ce-i drept ciudat pentru că nu sunt obișnuită cu genul acesta de culoare. Eu mă vopsesc cu un blond mult mai deschis. Peruca este din păr sintetic, merge să o faceți cu placa, am încercat chiar eu asta și este destul de comodă. Sper că nu v-am speriat prea tare cu această perucă, dar mie îmi place. Mai avem costume de baie. Acest costum de baie roșu, are un fel de bustier și kilotul este tanga. O să vă las linkul în descriere, o să le port vara viitoare cu mult drag pentru că o să-mi vină. Mai avem încă un costum de baie, foarte colorat și kilotul arată cam așa. Evident, încă un costum de baie, dar de data aceasta alb. Slipul arată cam așa, este un pic cu talia mai înaltă. Încă un costum de baie, același model, dar altă culoare. Mi-a plăcut super mult culoarea și slipul la fel cu talie înaltă. Mai am un costum de baie ca cel roșu. Modelul este fix ca cel roșu, dar acesta este pe negru, pentru că sunt înnebunită după negru și slipul așa. La costumele de baie vă vor trimite și bretelute dacă doriți să le puneți. Costumele de baie îmi plac foarte mult, sunt un pic o idee mai măricele, dar până la vară mă mai îngraș eu un pic și rezolv problema. Dar dacă nu mă îngraș, o să le modific pentru că am de unde și pot să le modific, am și la cine.
Următorul produs comandat de pe site sunt acești pantaloni. Au un elastic aici jos și niște buzunare în ambele părți. Aici au niște capse. Mie îmi sunt un pic lărguți, dar am un avantaj. Având în vedere că sunt slăbuță, pot să port atât haine largi cât și mulate, pentru că în ambele cazuri îmi vin bine. Sinceră să fiu, mă așteptam ca acești pantaloni să aibă un material mai grosuț. Nu se vede pe cameră, dar este un material destul de subțire, este mai mult pentru vară, deși pantalonii mi-am comandat cu gândul că o să-i port toamna la o pereche de bocanci. V-am spus, în rest la cusături arată destul de ok. Mai avem un tricou alb pe care cred că l-a văzut toată lumea pe internet. Acest tricou cu acest extraterestru care fumează și are și un scris. Mie îmi place foarte mult, este super cute. Mai avem o bluziță, asta pot să o port pentru că e de sezon, dacă tot a venit frigul. Mi-a plăcut mesajul, eu am vrut pe negru, dar nu mai era pe stoc, așa că mi-am luat-o pe aceasta pe gri. Este super drăguță și îmi vine perfect, este mărimea S. Am terminat cu hăinuțele, mi-am mai cumpărat și câteva gentuțe. Aici pot să zic că am fost un pic dezamăgită, un pic mai mult, pentru că mă așteptam ca aceste gentuțe să aibă o dimensiune mai mare, însă nu a fost așa, sunt mult mai micuțe și nu mă așteptam la chestia asta, dar asta nu înseamnă că nu o să le port, o să le port cu drag. Prima gentuță este aceasta. Sunt înnebunită după gentuțe, după cum bine știți, pentru că am făcut un video special în care mi-am arătat colecția, să zic așa, de gentuțe. Este o gentuță cu două banane și are un lănțișor. Îți încape telefonul, bănuții și cheile. Îmi place mult. Următoarea este o borsetă pe care ți-o pui în talie și vine foarte bine la pantalonii aceia pe care mi-am luat. Tot de pe acest site. Chiar îmi place, îmi încape fix telefonul și câteva bagnote. Următoarea geantă care îmi place super mult și chiar mi-o doream, am văzut-o la o persoană, la magazinul unde lucrez, o clientă. Nu am îndrăznit niciodată să o întreb de unde și-a luat-o, însă Dumnezeu a ținut cu mine. A făcut în așa fel încât să văd această gentuță pe site-ul numit Rosegal. Este foarte frumoasă, este ca un aparat foto. Mi-am mai luat încă două gentuțe. Aceasta. Dar cred că în video pare mult mai mare, în realitate este mult mai mică. Mi-a plăcut super mult printul. În poza de pe site părea mult mai mare, dar nu e așa. În fine, trecând peste acest mic defect, este bine cusută și printul este foarte frumos. Am mai văzut tot așa pe site încă o gentuță foarte drăguță, foarte haioasă, dar când am desfăcut pachetul am rămas dezamăgită pentru că nu mă așteptam, sinceră să fiu. Priviți! Arată frumos, este haioasă, are niște mânuțe. Are dinți, are ochișorii ăștia verzi și niște piciorușe, însă este foarte mică. Este fix de dimensiunea unui penar de școală. Este foarte drăguță, este foarte amuzantă. Eu mă așteptam să fie mult mai mare. În poza arată mult mai mare, dar e minusculă, e chiar minusculă. Totuși îmi place. Nu o să o arunc, o să o păstrez, o să încerc să o port, nu știu cum o să pot să port această gentuță super minusculă, cred că o să încerc să o port tip borsetă, altfel nu știu cum aș putea să o port, cel puțin pe un număr nu, pentru că este foarte, foarte mică. Cam acestea au fost produsele, în total 14 produse, o să vă las linkul fiecărui produs în descriere, unde puteți să mergeți și voi să le vedeți, poate doriți să vi le achiziționați. Prețurile sunt accesibile, sunt pentru toată lumea. În concluzie, aș putea spune că acest site este un site destul de bun, are chestii drăguțe, frumoase, însă trebuie să fii foarte atentă la dimensiuni sau atent dacă ești băiat
și vrei să te uiți și tu, să-ți arunci un ochi pe acolo. Cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share acestui video pe Facebook, să vadă și prietenii voștri, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Să dați un subscribe dacă nu ați făcut-o deja și să apăsați acolo pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez. Și dacă mai vreți să mai fac și alte videouri în care să despachetez chestii sau să vă arăt ce mi-am achiziționat, să-mi scrieți în comentarii, să-mi dați un follow și pe Instagram, pentru că acolo postez zilnic și acolo vedeți chestii cu mine amuzante sau mai puțin amuzante. Vă pup și aveți grijă de voi!